În luna noiembrie, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, este invitat la Praga, la ședința blocului NATO, unde ține un discurs, iar în decembrie întreprinde o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, din care conchidem. Chișinăul poate conta pe sprijinul Washingtonului. Stimați telespectatori, acum câteva minute, George Bush și Vladimir Voronin au semnat o declarație comună în care este salutată extinderea relațiilor bilaterale între cele două țări. De asemenea, George Bush și Vladimir Voronin au salutat intenția Federației Ruse de a-și retrage armamentul și munițiile de pe malul stâng al Nistrului până la 31 decembrie 2003. Părțile au convenit să lucreze împreună asupra lărgirii colaborării dintre Statele Unite și Republica Moldova. După ce s-a sfârșit întrevederea cu domnul președinte a Statelor Unite Bush, we just came to the end of a meeting with President Bush. E clar că noi suntem impresionați de după această întrevedere. Of course, we are very touched by this meeting. Dar vreau să vă spun că, după opinia noastră, ei au trecut într-o atmosferă foarte prietenoasă. I believe that the meeting took place in a very friendly atmosphere. Foarte sinceră. Very sincere. Au fost discutate, de fapt, mai multe probleme ce țin de situația din Republica Moldova. We talked about several issues from the Republic of Moldova. Ce țin de conlucrarea noastră împreună în organismele internaționale și, în primul rând, în lupta contra terorismului. We talked about our cooperation within international institutions and foremost our joint fight against terrorism. Este elaborat și un text final al declarației noastre comune. And we also have a text of a joint statement. Eu sunt foarte satisfăcut de această întrevedere.